Vă invit acum pentru serviciul divin, pentru vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Să deschideți Sfânta Scriptură la Ieremia, capitolul 40. Ieremia, capitolul 40. Voi citi primele 5 versete. Mesajul meu principal va fi în esență din versetul 5, însă am să citesc toate 5 versetele din Ieremia 40. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iată cuvântul lui Ieremia din partea Domnului, după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Ramă. Când a trimis să-l ducă, Ieremia era încă legat cu lanțuri, împreună cu toți prinșii de război din Ierusalim și din Iuda, care aveau să fie duși în Babilon. Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia și i-a zis: Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia. Domnul a adus și a împlinit ce spusese. Și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și n-ați ascultat glasul Lui. Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanțurile pe care le ai la mâini. Dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino și voi îngriji de tine. Dar dacă nu-ți place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta, du-te unde vei crede și unde îți place să te duci. Însă fiindcă el zăbovea să răspundă, întoarce-te, a adăugat el, la Gedalia fiului Ahicam, fiului Șafan, pe care l-a pus împăratul Babilonului peste cetățile lui Iuda și rămâi cu el în mijlocul poporului. Sau du-te oriunde vei vrea să te duci. Căpetenia străjerilor i-a dat merinde și daruri și i-a dat drumul. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, am citit un cuvânt al lui Dumnezeu din această istorie zbuciumată a regatului lui Iuda, ultima parte din ceea ce forma cândva Israel, care a fost dus în robia babiloniană, o parte zbuciumată din slujirea ca profet a lui Ieremia. Suntem în anul 587 înainte de Hristos. Este cel de-al doilea atac masiv și ultimul și cel mai puternic pe care împăratul Babilonului, Nebucadnețar, prin această căpetenie, prin acest general Nebuzaradan, l-au făcut împotriva Ierusalimului, au nimicit Ierusalimul, au nimicit templu, poporul, după cum ați văzut aici, este deja în lanțuri ca să fie dus în robie. Primul atac l-au făcut în anul 606-605 înainte de Hristos. Probabil că atunci a fost dus în robie Daniel și cei trei tineri împreună cu el, iar acum este dus în robie Ieremia. El este eliberat, însă probabil profetul Ezechiel împreună cu marea mulțime a ceea ce forma poporul lui Iuda. Pentru că Ieremia este un profet activ în această vreme, în această perioadă de timp, și nu este numai un profet oarecare, este un profet implicat, măcar că suferă imens pentru slujirea pe care o face înaintea lui Dumnezeu, suferă din partea împăratului, suferă din partea mai marilor lui Iuda din timpul acela, căpetenia preoților, căpetenia cărturarilor, preoții, suferă din pricina profeților. Ieremia este omul care plânge înaintea Domnului pentru starea în care se află, pentru suferința pe care o are, dar Ieremia, în ciuda acestei situații, în ultima perioadă de criză, înainte de a fi dus rob în Babilon, el este omul care beneficiază de îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și a venit în ajutor, pentru că Nebuzaradan, căpetenia gărzii împăratului Nebucadnețar, general excelent, a primit ordin de la împăratul Nebucadnețar, dacă vă uitați în Ieremia 39:11-12, a primit ordin, uitați, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor: ia-l, poartă grijă de el și nu-i face niciun rău, căci
Mai de bine, fă-i ce-ți cere. Lucrarea lui Ieremia se vede că a fost cunoscută, nu este un profet oarecare. S-a auzit, s-a știut. Și cel ce aude și cunoaște despre lucrarea frumoasă și curată a lui Ieremia este chiar un împărat păgân, Nebucadnețar. Nebucadnețar deja era de acum încolo familiarizat cu Dumnezeul lui Israel, cu Dumnezeul lui Iuda. Știa despre el de la Daniel, de la cei trei tineri. Și de aceea nici lucrarea lui Ieremia nu este străină. Care este aspectul la care trebuie să ne uităm în această dimineață? Aspect la care vreau să vă rețin atenția cu smerenie în numele Domnului Iisus Hristos. Aspect prin care să învățăm și noi. Ce se poate întâmpla cu noi în vreme de criză? Și în criza cea mai mare. Pentru că nu este o criză practic mai mare de forma în care este cea în care se găsește Ieremia când un popor este desființat. Un popor este dus în robie. Un popor care are un Dumnezeu atotputernic are situația aceasta, starea aceasta în care Dumnezeu i-a întors spatele. Ce trebuie mai grav decât acest aspect? Ce se poate mai grav decât aceasta? Să nu-ți răspundă Dumnezeu, să te lasă Dumnezeu să întâmple cu tine ce se întâmplă. Și totuși, în circumstanțe ca acestea, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu își aduce aminte de cei ce îl slujesc cu credincioșie. Acest este marea binecuvântare. Deci într-o criză în care Dumnezeu întoarce spatele chiar poporului său, într-o criză în care țara este devastată, într-o criză în care familiile sunt ruinate, într-o criză în care nu mai există nicio speranță omenească, totuși Dumnezeu are grijă de un credincios personal. De un credincios personal. În cazul de față, acest credincios este Ieremia și este uimitoare izbăvirea pe care Dumnezeu i-o dă lui Ieremia. De aceea, împreună cu dumneavoastră, aș vrea să învățăm împreună un subiect pe care l-am intitulat Minunea din criză. Minunea din criză. Marea minune este că cel ce putea să-l facă rob pe Ieremia, cel ce putea să nu se-i schimbe lanțurile, la lanțurile cu care Ieremia era legat de către împăratul lui Iuda, să-i mai adauge lanțuri. Cel care, la amărăciunea pe care i-a provocat-o împăratul lui Iuda și colegii lui de slujbă, preoți și profeți, cel care putea să mai adauge amărăciune la amărăciunea lui Ieremia, Nebucadnețar și generalul său, Nebuzaradan, îi ridică amărăciunea, îi poartă de grijă, îi dă bunăvoință. Și haideți să vedem în trei aspecte cum se întâmplă lucrul acesta, în trei aspecte cum se poate întâmpla cu tine. Căci, probabil, în situația de criză în care este lumea contemporană, în situația de criză în care este societatea contemporană, în situația de criză în care sunt bisericile foarte multe, în situația de criză prin care trece poate familia ta, condiția este limită. Ai ajuns la capătul puterilor. Omenește, nu mai există nicio ieșire din impasul în care te afle. Banca ți-a luat casa, ți-a luat mașina, societatea te izolează, te marginalizează pentru că nu mai ești profit pentru ea. Vedeți dumneavoastră, societatea te apreciază și ne apreciază câtă vreme suntem profit pentru ea. Dacă nu mai poate profita pe seama ta, pe seama mea, nu mai suntem buni pentru societate. Nu este așa? Și lucrul acesta se întâmplă de multe ori chiar și cu noi păstori. Îi slujești pe oamenii, slujești cu oamenii, slujești și când vede că ești bolnav și nu-ți mai revenit din nefericire sau te apropie de către pensionare, te uită ca pe un mort, se întoarce spatele. Asta este viața. Asta este viața. Nu este viața frumoasă. Societatea te poate uita, societatea te poate abandona, toate lucrurile pot să fie împotriva ta. Și în toate aceste circumstanțe, dacă ți-ai păstrat credincioșia ca și Ieremia și slujirea ca și Ieremia, în ciuda mărăciunilor prin care ai trecut, este unul care este pentru tine, este de partea ta. Este Dumnezeu. Este Dumnezeu. În primul rând, mediul binecuvântării în criză.
Mediul binecuvântării în criză. The medium of blessing in crisis. Ieremia 40 cu versetul 2, partea 1. Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia. Mediul de care Dumnezeu se folosește ca tu să fii binecuvântat în criza cea mai profundă, în abandonările cele mai mari, în lipsurile cele mai profunde, în situația în care și familia a zis gata, s-a destrămat. Mediul pe care Dumnezeu îl folosește este tocmai vrăjmașul tău. Este tocmai vrăjmașul tău. Este uimitor cum Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Este uimitor. Știți de ce? Pentru că există un amănunt. Pe lângă faptul că Domnul este de partea ta în toată vremea, amănuntul este acesta: frica de Dumnezeu te impune. Frica de Dumnezeu te impune. Ia uitați-vă în cuvântul Domnului. Când ești un om care umbli cu frică de Dumnezeu, te vede împăratul. Te vede împăratul. Ieremia 39 cu 11 la 12, am citit deja. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia prin Nebuzaradan. Ia-l, poartă grijă de el să nu-i faci niciun rău, ci fă-i ce-ți cere. Cu toate că lumea urăște pe Dumnezeu, cu toate că cei mari care cred că toată puterea însemnează banul, poziția și privilegiile pe care le au, cu toate acestea, un om sub soare va observa întotdeauna pe un om care are frică de Dumnezeu și se teme de Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce vă spuneam în alte ocazii și de fapt ce spune Sfânta Scriptură? Irod era un împărat criminal, Irod cel Mare. Era un împărat criminal. Urmașii lui ești împărați criminali. Sunt o rușine socială, o rușine pe acest nume de împărat. Marcu 6 cu 20, cuvântul Domnului este foarte clar. Irod, care omora pe cine vroia, nimicea pe cine vroia, înălța pe cine vroia și îndepărta pe cine vroia. Cuvântul Domnului spune despre Ioan Botezătorul în relație cu această putere imperială. Irod se temea de Ioan Botezătorul. Ce făcea? Se temea de el. Pentru că îl știa un om neprihănit și sfânt. Un om neprihănit și sfânt. Și omul acesta, cu toată puterea politică pe care o are, cu toată puterea militară pe care o are, cu tot suportul Romei pe care îl are, cu toată ținuta lui psihică și morală pe care o are și cu toată puterea aceasta pe care o are de a dispune de cei peste care domnește, se teme de un singur om. De cine? De un om care se teme de Dumnezeu. De un om care se teme de Dumnezeu. Ține minte lucrul acesta. Poate că frate și surorile n-au văzut viața ta. Poate că n-au văzut-o. Și mediul de care se poate folosi Dumnezeu ca să o vadă este unul din afară. Este unul din afară. Frica de Domnul te impune. Te vede împăratul. Doi, te văd slujitorii lui. Te văd slujitorii împăratului. Ieremia 40, 1 la 2. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului după ce Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, i-a dat drumul din Rama. Când a trimis să-l aducă, Ieremia era încă legat cu lanțuri, împreună cu toți prinșii de război din Ierusalim și din Iuda, care aveau să fie duși în Babilon. Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia și a zis: Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte acestei nenorociri împotriva acestui loc. Observați dumneavoastră cine îl vede, îl văd slujitorii împăratului. Pentru că dacă un om care gândește începe să vadă bine, și cei de lângă el încep să vadă bine. Și cei de lângă el încep să vadă bine. Și chiar dacă poate familia ta sau chiar cei din biserică care ar trebui să vadă condiția, situația ta, nu văd, să știți că Dumnezeu va mișca și mediul de care se va folosi ca să te ridice pe tine sau pe mine, de multe ori va fi un mediu din afară. Un mediu din afară. O izbăvire din afară. Te văd slujitorii, apoi te văd la cei care nu te aștepți. Dar cel mai important este că în împrejur de felul acesta te vede Domnul. Te vede Domnul. Roman 10, 25 la 26, Osea 2 cu 23, 1 Petru 2 cu 10, sunt pasaje biblice în care cuvântul lui Dumnezeu ne spune aceasta. După ani de zile, după ce Israel este risipit,
cuvântul lui Dumnezeu se întoarce către Israel și vă aduceți aminte ce spune prin apostolul Pavel, Romani 11, 25 la 26, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacob. Pentru că știți ce se întâmplă în această istorie pe care o citim cu privire la Israel, dacă un lucru este necunoscut poate de foarte mulți, inclusiv de cei ce vestesc cuvântul Domnului, este situația lui Israel la ora actuală. Și de aceea, scriind epistola sa către Roman, apostolul Pavel împarte epistola către Roman în trei părți. În prima parte, capitolele 1 până la capitolul 8, inclusiv. Deci capitolele 1 la 8 este un cuvânt din partea apostolului Pavel adresat bisericii în ce privește învățătura, doctrina pe care trebuie să o urmeze ca să trăiască după legea lui Dumnezeu. Începând cu capitolul 9 la 11, apostolul Pavel, ca să nu să cadă biserica în greșeala în care mulți se găsesc astăzi. A început din vremea apostolului Pavel și greșeala aceasta este reluată la o scară mondială la ora aceasta. Și anume, greșeala care este? Este că multe biserici consideră că Israel a fost lepădat de Dumnezeu în sensul absolut al cuvântului. Da, Dumnezeu l-a lepădat pentru o parte, i-a întors spatele, pentru o vreme, adică. Și spun aceștia, citind greșit epistola apostolului Pavel către Galateni, că de aici încolo toate făgăduințele pe care le-a avut Israel le-a luat biserica. Dumnezeu nu mai are nimic de a face cu Israel. Este așa numită teologie a reînlocuirii lui Israel. Replacement theology. Ceea ce este un fals. Dumnezeu n-a renunțat niciodată la poporul său și nu va renunța niciodată. Repet încă o dată, Dumnezeu n-a renunțat la Israel și nu va renunța niciodată. Întotdeauna Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are un principiu și am să vă arăt acest principiu în două aspecte pe care le cunoașteți, dar știu că în împrejurări ca acestea, când vorbim astăzi, ele se imprimă mai bine în mintea și în conștiința dumneavoastră. Și principiul lui Dumnezeu de a lucra pe pământ cu oamenii este acesta, principiul doi martori. Principiul doi martori. Și anume, Dumnezeu își face de cunoscut voia lui și mântuirea pe pământ prin doi martori. Și martorii pe care are Dumnezeu pe pământ sunt aceștia: Israel 1 și biserica 2. Israel are un destin, biserica are un alt destin. Israel are o parte de lucrare, Evanghelia împărăției lui Israel, Evanghelia pe care Israel o are de vestit în lume este Evanghelia împărăției, pentru că Dumnezeu le-a vestit lor o împărăție de 1000 de ani pe care o vor avea-o după necazul cel mare, iar Evanghelia pe care o provodește biserica este Evanghelia Harului. Oricine are drept să intre în mântuirea Dumnezeu. Este deosebire între una și alaltă. Și de aceea în Sfânta Scriptură, țineți minte, Iisus Hristos când vorbește în Matei 24, spune: Evanghelia aceasta împărăției va vestită până la marginile pământului, apoi va veni sfârșitul. Nu este vorba de Evanghelia pe care o vestim noi, biserica, a împărăției, care se vestește în timpul necazului celui mare. Citiți bine ce scrie cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu are întotdeauna doi martori. Doi martori. Și la sfârșitul vremurilor, când Iisus Hristos încheie socotelile cu omenirea, uitați ce face cu biserica. Când vine pentru biserică, pe biserică o invită în sus, pentru că venirea Domnului pentru biserică este un eveniment de jos în sus. Și toți vom fi răpiți, vom fi schimbați și ne vom întâlni cu Domnul în aer, ca să fim duși în fața tronului Tatălui. Când vine Domnul Iisus Hristos 7 ani mai târziu pentru biserică, venirea Lui pentru Israel este o venire de sus în jos. Piciorul Lui va călca pe muntele măslinilor. Este cu totul altceva. Are doi martori. Și uitați acest lucru cum se vede în istorie. Când Israel a fost scos din robia egipteană, s-a făcut și s-a hotărât ca cei ce slujesc în armată să aibă în Israel vârsta între 20 și 50 de ani. Această generație de 20 la 50 luptători care trebuiau să o apere pe Israel în pustie s-au răzvrătit împotriva lui Moise și au spus: noi nu putem intra în Canaan. Din pricina acestui fapt, din această generație, câți au intrat în Canaan? Câți? Doi. Doi. Dar ați știut și știți că din acești doi care au intrat în Canaan, unul era dintre neamuri și unul era evreu, pentru că întotdeauna lucrează Dumnezeu cu doi martori. Unul dintre neamuri și unul este evreu.
Iosua este evreu, iar Caleb este fiul lui Kenaz, Kenaz este fiul lui Esau, Caleb este edomit, nu este evreu. Dar pentru că a devenit prozelit evreu, a ocupat o poziție atât de înaltă încât a fost căpetenia tribului lui Iuda. Deci el este dintre neamuri, pentru că Domnul folosește întotdeauna doi martori pe pământ și intrarea în Canaan va fi o intrare de a doi, Israel și biserica și neamurile. Sau una mai încoace. Când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ și a ales 12 apostoli, 12. Din acești 12, frați și surori, doamnelor și domnilor, 10 sunt evrei, nu sunt toți evrei, și 2 sunt dintre neamuri. Pentru că 10 este numele, numărul evreilor, 10 reprezintă pe evrei, 2 sau 3 reprezintă biserica. 2 sunt dintre neamuri. Și știți cine sunt dintre neamuri? Nu o să vă placă să auziți. Este Simon Cananitu. Simon Cananitu, că de ce îi spune Cananit? Dacă îi zicea bucureștean, nu era din București, nu? Dacă îi spune Cananitu, e din Canaan, așa. Simon Cananitu sau Zelot în altă parte. Și al doilea este Iuda Iscarioteanu. Ați văzut că e american. Adică dac, român. Iuda Iscarioteanu. De ce? De ce putem spune lucrul acesta? Pentru simplu motiv că dacă cunoaștem puțin în limba ebraică, în limba ebraică când spui cuvântul din, sunt doi termeni în limba ebraică pentru din, și anume min și ish. Min este folosit când spui din interiorul tău. De aceea avem Miriam min Magdala sau Maria din Magdala și s-a împreunat cuvântul împreună și avem Magdalena, de aceea am pe Magdalena, ați văzut? Min Magdala. Deci când spui min Magdala, înseamnă că este o Magdala din interiorul regatului tău, a poporului tău. Dar dacă este încă un oraș cu același nume în afara poporului tău și este vorba de Chiriat în felul acesta sau Cheriot, Chiriat sau Cheriot, când va zice Iuda din Chiriat, dacă era Iuda din Chiriatul lui Israel, cum îi zicea? Iuda min Chiriat. Dar dacă este Iuda din Chiriatul Edomului, că e din afara lui Israel, cum este? Iuda iș Chiriat. Și de aceea avem Iuda Iscarioteanul. Iuda Iscarioteanul este edomit sau idumeu, pentru că el este unul din rudeniile lui Irod, cel mare. Irod. So, avem neamuri mari. Doi martori, pentru că Iisus Hristos a vrut să zugrăvească acest lucru. El întotdeauna se folosește de doi martori, Israel și biserica. Și în cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citesc și pe care îl citim, veți observa dumneavoastră că întotdeauna Dumnezeu va face lucrul acesta, principiul acesta să se repete. Când Dumnezeu vrea să te apere în criza cea mai mare, dacă nu se vor uita, nu se va uita familia la tine, dacă nu se va uita biserica la tine, dacă nu se vor uita prietenii credincioși la tine, Dumnezeu personal se va uita, un martor puternic, și oamenii din afară care nu-L cunosc, acesta va fi mediul pe care Dumnezeu îl va folosi ca să te ridice, mărit să fie Domnul. Și asta se întâmplă cu Ieremia. Deci mediul binecuvântării în criză sunt cei la care nu te aștepți și Domnul. În al doilea rând, momentul binecuvântării. După mediu, momentul binecuvântării. Când te poate binecuvânta Dumnezeu? El te poate binecuvânta în orice vreme. Dar ca să-ți arate și să ne arate măreția Lui. Ca să te poți încuraja și în ziua de astăzi, când treci probabil prin criza cea mai mare. Momentul binecuvântării, frați și surori, domnilor și domnilor, comportă următoarele dimensiuni. Primă, este momentul maxim al crizei. Uitați-vă din nou în versetul 1 din Ieremia 40. Când a trimis să-l aducă pe Ieremia, Ieremia era încă legat cu lanțuri. Deci criză. Împreună cu toți prinșii de război din Ierusalim și din Iuda, care trebuiau să fie duși în Babilon. Mai era ceva scăpare pentru ei? Nu, toți au fost duși în robie în Babilon. Însă cum a intervenit Dumnezeu să-l izbăvească pe Ieremia? Când? În momentul maxim de criză. Câți dintre dumneavoastră, fiți atenți la întrebarea pe care vă pun, câți dintre dumneavoastră puteți să spuneți că în experiența cu Dumnezeu ați ajuns în punctul în care toate au fost împotriva dumneavoastră? Poate banii, niciun ban, sănătatea, abandonarea, știu eu, o experiență cea mai tristă. Și când a zis, gata, nu se mai poate, tocmai în ultimul moment a intervenit Dumnezeu. Este cineva care poate să dea mărturia aceasta?
Sunt mulți. Pentru că așa lucrează Dumnezeu, de foarte multe ori. Că atunci ține minte măreția Lui. Ține minte puterea Lui, pentru că ne dăm seama, omenește nu se putea izbăvi, nu se putea ieși din criză. Nu puteam să-mi iau examenul, nu puteam să-mi păstrez casa, nu puteam să-mi păstrez mașina, nu puteam să-mi văd copiii salvați, nu puteam să-mi văd soțul întors, nu puteam vedea soția împăcată cu Dumnezeu și cu familia. Dar atunci când nu mai era nimic și am zis, s-a terminat, Dumnezeu din cerul a zis, nu s-a terminat. În momentul maxim al crizei. Următorul moment. În momentul în care cei mulți pierd și întorc spatele lui Dumnezeu. Cei mai mulți au fost duși în robie. Nu și Ieremia. În care moment? În momentul pedepsei divine pentru cei care nu ascultă de Dumnezeu. În care moment? În momentul când cei mai apropiați te abandonează și te dezamăgesc. Uitați-vă în Iov 2, 9 la 10. În momentul în care un om chiar al lui Dumnezeu fiind, nu te mai așteaptă și nu se mai așteaptă la binecuvântare. Și apoi, într-un moment în care cei ce înțeleg voia lui Dumnezeu sunt oamenii de la care nu te aștepți. Cei ce înțeleg voia lui Dumnezeu sunt oamenii de la care nu te aștepți. Haideți să vă pun două, trei întrebări, frate, și ascultați cu atenție, așa cum știu că faceți pentru că iubiți cuvântul Domnului. Credem că în urma experienței prin care a trecut biserica cu acea trezire plăcută, frumoasă, botezuri cu Duhul Sfânt, peste 280 de suflete botezate de Domnul cu Duhul Sfânt anul trecut, credeți cuvântul Domnului care a spus că este numai un început și Domnul trebuie să aducă o experiență mai mare în biserica Emanuel? Credeți? Dar acum următoarea întrebare. Ce faceți în această direcție? Ce faceți? De unde așteptați aceasta? De unde așteptați aceasta? Ia uitați-vă ce spuneți și vă spun ce am întâlnit pe teren. Căpetenia străjerilor, deci generalul Nebuzaradan, a trimis să aducă pe Ieremia și i-a zis. Uitați cine a înțeles ce s-a întâmplat. Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia. Domnul a adus și a împlinit ce spusese și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și n-ați ascultat glasul Lui. Este umilitor de-a dreptul. Un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu să-ți spună de ce ți s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Nu credeți lucrul acesta? Dumnezeu a vorbit lucruri mari pentru noi. Oamenii de afară le-au auzit. Vreau să vă spun că m-am întâlnit cu oameni care nu sunt credincioși în sensul că au făcut un legământ cu Domnul, dar sunt captivați de cuvântul lui Dumnezeu și ne ascultă pe internet. Și doi dintre ei în misiunea aceasta în România m-au întrebat când o să vedem și faza cealaltă în viața bisericii dumneavoastră, domnule pastor Gog. M-au pus pe foc. Știți când? Când poporul Domnului crede lucrul acesta. Dar nu numai asta, ce însemnează să creadă? Și când poporul Domnului strânge rândurile. Pentru că dacă poporul Domnului împreună cu păstorii, noi nu strângem rândurile și nu înțelegem că este de datoria mea să mă rog, de datoria mea să mă implic, de datoria mea să strig către Domnul, Doamne, toarnă îndurare, de datoria mea să mă pocăiesc și să mă transform, de datoria casei mele, sigur că Dumnezeu atunci întârzie să facă lucrarea Lui. Întârzie. Dar iată că oameni de la care nu te aștepți văd realitatea și noi întârziem să vedem. În al treilea rând și în ultimul rând, măsura binecuvântării în criză. Când Domnul te binecuvintează în situații limită,
Când Domnul te binecuvintează în circumstanțe și prin medii la care nu te aștepți, eliberarea ta și binecuvântarea ta are următoarele dimensiuni. Prima dimensiune este libertate, eliberare. L-au adus pe Ieremia legat cu lanțuri. Și ce au făcut? L-au legat, l-au lăsat în lanțuri? Nu, i-au zis, vino cu noi și vei trăi la masa împăratului Nebucadnețar toată viața ta. Sau fii liber și du-te unde vrei. Când Dumnezeu mă binecuvintează în criza cea mai mare, mă scapă de lucrurile care au făcut criză în viața mea, te scapă de lucrurile în care au făcut criză în viața ta, te scapă de lipsurile pe care le-ai adus, de depresiile în care le-ai ajuns, de amărăciunile în care ai căzut, de decepțiile în care te afli, Dumnezeu te eliberează, îți eliberează sufletul de dependențele în care ai fost, de acuzațiile în care ai fost, te scapă Dumnezeu și te eliberează de toate problemele care te-au apăsat și ți-au făcut sufletul amărât sau te-au determinat să privești numai în jos. Te îndreaptă Dumnezeu de spate și privești numai în sus, văzând mila și îndurarea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl face este belșug, îți dă belșug după ce ești din criză. Uitați ce spune cuvântul Domnului în partea finală a versetului 5 către Ieremia. Căpetenia strejerilor i-a dat merinde. Merinde este un termen vechi în limba română, i-a dat hrană, provizii de hrană. Provizii de hrană. Dar nu numai merinde, deci nu numai belșug. Dumnezeu când te eliberează, măsura cu care El te binecuvintează este o măsură dublă, îți pune ceva pe deasupra. Ea pune o măsură în plus. Ieremia 40 cu versetul 5, partea finală, din nou, și spune cuvântul Dumnezeu, i-a dat Domnul merinde și daruri. Și daruri. Și ce a însemnat daruri? N-a însemnat că i-a dat un card de business, în caz că ai nevoie de ceva, sună-mă, că nu te mai sună nimeni, să spun eu, dragul meu. Dacă vrei să ajuți pe cineva, nu-i da cardul de business. Arată-i portbagajul plin și du-i la casă. Așa. Că nimeni nu se îndrăznească să spună, n-am ce mânca, poți să-mi aduci ceva. Nu o să te sune nimeni. Este foarte modern să ne spălăm pe mâini cu un card de business. I-a dat darul. Și când i-a dat darul, i-a dat darul vrednice de un general și de un împărat. Să-i ajungă lui Ieremia. Să o ducă până la capă, să trăiască. La fel spune în Luca 6 cu 38. Când Dumnezeu binecuvintează, îți dă înapoi tot ce ai făcut, dați și vi se va da. Și încă cum? Vi se va da cu o măsură în plus și bine îndesată. Pentru că Dumnezeu știe să umple nevoile noastre cu măsura Lui. Apoi, când măsura cu care El binecuvintează, folosește, cum am spus, pe cei pe care nu te aștepți ca să te binecuvintezi. În cazul de față sunt babilonieni și apoi este intervenția Duhului Sfânt acolo unde niciodată nu te poți aștepta. Ieremia 40, versetele 2 la 3, Daniel 2, 1 la 45, Dumnezeu intervine cu Duhul Lui Cel Sfânt și îi vorbește acestui general și spune, vreau să-ți explic de ce vi se întâmplă ce s-a întâmplat. Noi suntem deocamdată instrumentul lui Dumnezeu pentru pedepsirea voastră. Dar, dacă suntem instrumentul lui Dumnezeu pentru pedepsirea voastră, suntem și instrumentul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea voastră. Pentru că uitați-vă tot în această scenă, în această istorie. Suntem în această perioadă de timp în care Imperiul Babilonian cucerește Iuda. Frați și surori, doamnelor și domnilor, gândiți-vă numai la acest aspect. Avem păstorii și pe bună dreptate, să spunem, este cea mai mare profeție din Scriptură, este cea mai mare profeție din Scriptură. Toate profețiile din Scriptură sunt mari pentru că le-a vorbit Dumnezeu. Dar în ce privește aplicabilitatea, sunt profeții care sunt mai mari sau mai mici? Ei, vreau să vă spun că una dintre cele mai mari profeții biblice rostite vreodată în Scriptură nu le-a rostit un profet al lui Dumnezeu. Și cine le-a rostit? Nebucadnețar, un împărat păgân. Nu un profet, Nebucadnețar. Citiți Daniel capitolul 2 și toată istoria omenirii cu păcătoșenia ei, toate imperiile pământului, venirea Domnului nostru Iisus Hristos, venirea necazului celui mare, anticrist, felul în care va veni Domnul, detaliile venirii Domnului Iisus Hristos. Cine le dă? Cine le dă? Domnul prin anticrist. Pentru că așa este, frați și surori. Dacă Dumnezeu nu are
pe unul dintre noi de care să se folosească. Dacă tot amânăm, Dumnezeu se poate descurca și fără de mine, se poate descurca și fără casa mea, dacă eu nu vin la biserică, nu se întâmplă nimic, dacă eu nu mă implic, nu se întâmplă nimic, dacă eu nu fac, nu se întâmplă nimic, sigur că nu se întâmplă nimic, crezi tu, se întâmplă. Cred eu că se întâmplă, cred de Scriptura că se întâmplă, dar Dumnezeu, dacă nu are dintre noi oameni care să stea la dispoziția Lui, ca și Samuel se spune, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă, Dumnezeu se va folosi de oameni pe care nu te aștepți. Și am să vă închei ilustrând cu ceea ce ați mai auzit, cunoașteți, dar face bine sens în mesajul de astăzi. Se va folosi de cine nu te aștepți. Oameni care nu L-au cunoscut pe Domnul. Oscar Wilde a fost unul dintre cei mai mari scriitori ai secolului al XIX, începutul secolului 20. Unul din romanele lui Oscar Wilde, scriitor englez, este inspirat dintr-o istorie reală. Și istoria reală este viața unui prinț de la curtea regatului Angliei. Era un prinț ca cei mai mulți prinți, adică un dezmățat, un bețiv, un afemeiat, un extravagant. Pentru că profitând de poziție și de bani, n-au niciun respect și fac toate lucrurile de țeste rușine. Deci auzi, ca și de fapt cel de astăzi, a cărui nuntă a văzut un miliard de oameni, nu? Prințul William, în loc să dea pildă tinerilor și regatului de oameni, că au un pic ceva, au ceva în minte, se vede că nu au mult, s-a mutat cu prietena lui 9 luni înainte să se căsătorească. Și el este, dacă ajunge împărat, șeful, capul bisericii anglicane. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dumnezeu să aibă milă de noi. Ei, asta este lumea de astăzi. Și la lumea asta bate lumea din palmă și aleargă să-i cunoască și să-i întâlnească, să le dea semnături, numai de Domnul nu se apropie. Ei, Oscar Wilde spune așa, că la curtea regatului Angliei, începutul secolului al XX-lea, unul din prinții moștenitori era un tânăr, deci dezmățat, care îi plăcea vânătoarea. Avea un anturaj de prieteni, tot din clasa lui, bineînțeles, cu care mergea aproape săptămânal la vânătoare, în domeniile regale. De câte ori mergea la vânătoare, spune Oscar Wilde, prințul nostru și anturajul treceau peste un pod, peste un râu cu care apoi, dincolo de pod, era pădurea unde intrau la vânătoare. Pod peste care de fiecare dată când treceau pe pod ședea un cerșetor orb de un ochi. Și cerșea și spunea, aveți milă de mine, aveți milă de mine, așa cum fac cerșetorii. Spune, nu s-a oprit niciodată în dreptul acestui orb să-l ajute, dar niciodată. Într-una din zile când s-a dus la vânătoare, povestește Oscar Wilde, încă o dată dintr-o istorie reală, calul pe care se găsea prințul Angliei s-a speriat din împușcăturile care au fost acolo prin pădure, a luat-o la fugă necontrolat, n-a putut să-l stăpânească, a fugit și sigur când a fugit așa necontrolat, a intrat prin desișuri și la un moment dat o creangă din acele desișuri a intrat în ochiul prințului și i-a spart ochiul. O tragedie care nu trebuie să se întâmple la nimeni, nici la vrăjmașii noștri să nu se întâmple așa ceva. L-au dus de urgență în Londra, au încercat să-i salveze ochiul, dar nu era medicina de astăzi, ca să poată să intervine mai bun, au trebuit să-i scoată ochiul, i-au scos ochiul. Unul din meșterii Londrei la ora aceea, un specialist în făcut ochi artificial, a venit la curtea regală și a spus, am să mă ocup eu de ochiul prințului, am să-i fac un ochi de sticlă și am să-l fac atât de bine încât nu o să se cunoască diferența dintre ochiul de sticlă și ochiul natural. Și într-adevăr a lucrat omul cu migală, a făcut un ochi, medicii l-au fixat, banca în vremea aceea, acum se face lucrul acesta, acum dacă spune un ochi de sticlă poți să-l miști, ca și pe ochiul celălalt, pentru că știu să-l prindă de mușchi, ceva special, metode noi. Dar și în vremea aceea au reușit să-l fixeze încât ochiul se mișca puțin, deci putea să-l miște puțin. Și după ce l-a pus la loc, spune că au dat un banchet, la care a chemat mulți din curtea regală, prieteni de-ai lui, și după ce s-au veselit la banchet, a avut loc o festivitate specială. Ce festivitate? Să treacă fiecare prieten al prințului prin fața lui, să se uite drept în ochii lui și dacă se vadă dacă sunt în stare să-i spună care e ochi de sticlă și care e ochi natural. Ce credeți? Câți au putut să-i spună că e ochi de sticlă? Niciunul. Că toți au trebuit să-l flateze.
E așa de bine înălțimea voastră, e așa de bine înălțimea voastră, nu se cunoaște, nu știm care e ochiul de sticlă. De acolo încolo, înapoi la vânătoare. Așa că Oscar Wilde spune, prima vânătoare după revenire. S-a urcat pe cal și a luat anturajul și au trecut. Au ajuns la pod. Cercetătorul tot acolo era. Ei, de data aceasta spune că s-a oprit, a coborât de pe cal prințul și a luat un bănuț de aur. Și a zis, băi orbule, uite-te la bănuțul acesta, uite-te aici la prinț. Dacă tu poți să-mi te uiți în ochii mei și să-mi spui care din cei doi ochi ai mei, unul de sticlă și unul natural, ți-ți dau bănuțul ăsta de aur. Și Oscar Wilde spune că fără să stea pe gânduri, ori v-a zis, ăsta e de sticlă și ăsta e natural. Și s-a supărat, s-a înfuria prințul, s-a necăjit în același timp și a zis, cum? Eu am oameni educați pe lângă mine, toți au trecut prin fața mea, niciunul n-a putut să-mi spună care e de sticlă și chiorul ăsta îmi spune mie care e de sticlă. Și a zis, da, cum ai putut să observi lucrul acesta? Cum ți-ai dat seama? Și au zis și răspunsea, da, de aceea Oscar Wilde a scris romanul. Deci înălțimea voastră a trecut aici de nenumărate ori pe lângă mine. Tot aici m-ați găsit, tot flămând, tot nespălat, tot necăjit, tot cerșind. Nu v-ați oprit niciodată. Ei v-ați oprit acum pentru că aveți un loc de sticlă și unul natural. Și știți cum mi-am dat seama? Am văzut mai multă milă în ochiul de sticlă decât în ăla natural. Am văzut mai multă milă în ochiul de sticlă decât în ăla natural. Ei, să nu ajungem noi acolo, frați și surori, să se folosească de Dumnezeu, de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu cum îl cunoaștem noi, ca de Nebucadnețar, și să rămânem noi pe din afară, care din natură suntem cu fire dumnezească în noi. Suntem în vreme de criză, dar în vreme de criză se poate întâmpla o minune cu tine și cu mine. Mediul minunii pe care Dumnezeu o face este că Dumnezeu se folosește de puterea numelui Său și se folosește de oameni la care nu te aștepți. Măsura pe care Dumnezeu o folosește în această vreme este să-ți dea să mănânci, să te scoată din criză, să te scoată din datorie și să-ți dea și un dar pe deasupra. Și apoi, mijlocul pe care El îl folosește întotdeauna, mijlocul nu trebuie să-L chestionăm pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu poate să folosească pe cine vrea. Dar izbăvirea ta din criză și izbăvirea mea, ca în cazul Ieremia, este eliberare, este binecuvântare, este purtare de grijă, este măsură în plus, este belșug și mai ales este prezența Domnului vizibilă cu tine. Mă rog Domnului ca aceste cuvinte să se pună în mintea și în inima ta, să-ți dea speranță în circumstanța prin care treci sau prin care treceți dumneavoastră cei de la internet și să vedeți că Dumnezeu care a purtat de grijă lui Ieremia este același Dumnezeu care îți poartă și de grijă și ție. Dar nu uitați această condiție. Frica de Dumnezeu te va impune în orice vreme. Frica de Dumnezeu te va impune în orice vreme. Amin.